Mă enervează cei care spun, domne, de ce artiștii să nu facă politică, da? Ei sunt cu arta. Sau, alo, păi cum să facă, domne, sportivii politică? Nu se poate să nu amestecăm sportul cu politica. Politica ne modelează viața, de la toaletele publice sau spațiile verzi din fața blocului, până la pensii și dreptul de a protesta. Politica e în toate. E și în pat când stai cu iubita, cu femeia ta. Nu mai merge, domnule! S-a săturat poporul de tiranie! Ăsta e motivul pentru care m-a bucurat enorm când l-am auzit pe David Popovici făcând apel către politicieni. Construiți baze, investiți în sport. Pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să investim mai mult în sport. Și ăsta e un mesaj către toți politicienii care vorbesc despre asta, dar la un moment dat mesajul se blochează pe undeva. Și m-a bucurat că a făcut-o cumva demn, nu ca alții care parcă își cer scuze când atrag atenția politicienilor asupra unui lucru. Un fel de sărumâna, mă scuzați dacă vă inoportunez cumva, însă vă rog să aveți amabilitatea, să vă luați piciorul pe care l-a spus din greșeală pe gâtul meu. Mulțumesc pentru amabilitate. Da, sportivi, cântăreți, cosmonauți, piticul porno, ce mai avem noi prin țara asta, cu toții trebuie să aibă atitudine când vine vorba de comunitate. Nimeni nu mai are așteptări de la politicieni. Și apare Grindeanu să-i răspundă lui David Popovici. Pe Grindeanu știam inteligent, dar parcă nu în halul ăsta. Eu știu că în București sunt totuși bazine. E și la Dinamo, e și la Lia Manoliu, dintre știu, e și la Otopeni. De ce alo, bă, Daviduțu? Rățușca notătoare. Fii onest și recunoaște că în București sunt bazine. Prima grijă a lui Grindeanu, da? A fost să-i atragă atenția că în București există bazine. Băiatul ăsta e campion olimpic. N-are loc în casă de cupe și medalii, dar vine Grindeanu să-i explice, frate, poate nu știi tu cum arată un bazin, deci chiar avem multe bazine în București. E alter Grindeanu, e fraier, el se antrenează într-o baltă din fața blocului, că nu știe unde sunt bazinele. Plus că mai e și bazinul ăla electoral al lui doamna Firea, nu mai zic. Mai departe, că nu s-a oprit aici Grindeanu. Da, hai să nu excludem și zona privată care poate să vină să investească în ce înseamnă baze sportive. Că parcă nu ne dorim să ne întoarcem în vremuri dinainte de 89. Sau cel puțin eu unul nu-mi doresc. Așadar Grindeanu zice, domne, dar privații ce fac? Ha? Puteți să-mi spuneți și mie? Adică să construiască statul. Statul ca înainte de 89. Ferească Dumnezeu, de ce asta vrea copilul ăsta, David Scufundacu, să trăim iar în comunism? Băi, bâlbâdâc, bagă-ți mințile în cap. Pe bune, nu poți fi atât de jigodie decât dacă faci meditații sau ceva. Da, de ce asta vrea David Popovici, să ne întoarcem în comunism? Grindene, nu că te blestem, dar să dea Dumnezeu să stai închis în casă o lună și să citești zilnic 10 ore din Un ostaș în slujba țării. Unde se spune că doar statul? Dacă mergem în America, e statul american proprietar pe bazele sportive? Eu nu cred. Tare, da. Nu se compară și el cu Ungaria, cu Polonia, nu. SUA. Probabil SUA are bazine ca suprafață cât e România. Dar problema lui Grindeanu e că ne duce David Popovici înapoi în comunism. De asta spun, sportivi, actori, trepări, maneliști, cereți public lucruri. E și asta o misiune un pic mai importantă decât să noți 2 lungimi de bazin, 4 lungimi de bazin. De Nea Gheorghe din Călăraș îl doare în fund pe Grindeanu, dar de Smiley sau de doamna Andra și domnul Măruță s-ar putea să-l doară la voturi. Deci este o cursă și îl depășiți pe sportivul de pe locul 2. Pe ce loc sunteți? Loc 1. Poate nu înțeleg eu rostul sau sensul întrebării. Mulțumesc. Pe locul 2. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă de imediat. De ce, dacă îl depășesc? Păi îl depășesc pe sportivul de pe locul 2. Scuzați. Da, corect. Bravo. Le face injecții în cap, cred. Cum ziceam, îi merge mintea brici. Mai am ibrici, mă scuzați. Salut, eu sunt Mihai Radu, iar voi vă uitați la ce ne enervează. Ia fiți atenți ce e timpul. România trece de la fapte la vorbe. România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Marian, noi nu suntem PSD-iști. PSD-iștii sunt dușmanii noștri. Ciucă are consultant pe un tip din Slovacia.
El a condus cică și campania generalului Petru Pavel, devenit președintele Cehiei, care și-a lansat și el o carte atunci. Doar un rătăcit își poate imagina că a scoate o carte e mare șmecherie pentru români. Mai ales o carte scrisă de unul dovedit plagiator. Ciucă e o cutie de conservă Pateo Ardealu așa, care vrea să pozeze în navă spațială. Nu există consultant pentru asta. Bă! Peste 2 milioane de euro în publicarea unei cărți, sperând că alegătorii români vor zice: oh da, iată în sfârșit un cărturar, cu el voi vota. Să fim serioși, mai bine îl pui pe Ciucă cu o pisicuță în brațe și să spună: dacă nu mă votați, omor pisicuța asta. Nicolae Ciucă a fost eclipsat de animalul dornic de atenție, care s-a așezat în fața pupitrului și a început să se spele tacticos. Vă garantez, iese președinte. Oamenii iubesc pisicile. A, chiar, ați văzut că apare și film după cartea lui Ciucă? Da, știu, n-a apărut cartea, dar așa e nenicu, organizat, prevăzător. Să vă arăt trailerul. De la creatorii celebrului film Leneșul și de la regizorul mult premiatului Un veac de securitate, o nouă producție, Un ăsta în slujba țării. Povestea tragică a pofticiosului soldat român Ciucă în războiul din Irak. Cum a luptat cu kilogramele și a pierdut lamentabil după ce a căzut și în patima somnului de prânz. Am rămas până la final în sală doar pentru că ploua afară. Cel mai rău lucru care li s-a întâmplat ochilor de la glaucom încoace. Un fel de salvat soldatul Ryan de la merdenele și ridicol. Un ăsta în slujba țării, din 1 septembrie, în cinematografele din toată țara. Va fi un succes, garantat. Ce, promovarea? 30-40 de milioane vor să bage liberalii, din ce înțeleg. Partidul Național Liberal are o opțiune. Pentru forțele de dreapta am deschis dialogul pentru o astfel de punere la oaltă a forțelor politice de dreapta. Unirea dreptei, a, ce drăguț! E sezonul de împerechiere la liberali, nu? Vor să se unească, iar vor coagularea dreptei. Da, când și când liberalilor li se face de uneala dreptei. Stau, ciordesc cu pesediștii 3 ani, iar când vin alegerile, băi, e nevoie de reforme în țara asta. Nu se poate cu jigodile astea pesediste. Hai băieți să ne unim dreapta, la Sconi, Drulă, Năsui, care mai ești pe acolo, Cozet. Hai mă copii, să ne unim. E ceva mai penibil. Noi avem o agendă reformistă. Considerăm că după 35 de ani, România are nevoie de niște reforme profunde. Până acum stânga doar a împărțit sărăcia sau ceea ce a adunat dreapta. Cât de nerușinat să fii după ce te-ai mozolit public cu PSD-ul vreme de aproape 4 ani, să te trezești așa brusc: vai ciolacule, scoateți mâna din chiloței mei, deci chiar nu ești reformistul pe care mi-l doresc. Cât despre USR, doamna Lasconi mi se pare puțin cam așa. Da, puțin cam, vai ce nebun suntem noi, ce tineri, ce energici, ce exagerat de energici. Nu vi se pare? La mine în fața blocului e acest panotaj cu USR. Mea, sufletul unei nații. Ce înseamnă asta? Trup unde? De ce nație? Simion și zguduita aia sunt cu nația. Apropo de suveraniști, au vrut și ei să se unească. Uite-mă la Capșa, ce vorbești, sunt foarte interbelici oamenii, dacă interbelic ar fi o boală. S-au dus la Unire și cei de la Aur, dar șoșoaca i-a alungat.
Da, frate, a urlat, a chemat poliția, na. Știți de acum, tot programul ei pune-i administrează lăzărușul la medicamentele. Așadar, s-a vrut uneală, dar a ieșit buleală mai mult. Nu s-au înțeles. Pentru că asta înseamnă, frate, să fii suveranist adevărat. Să nu te înțelegi cu nimeni. Te uiți dimineața în oglindă și urli. Marș, ieși din casa mea. Chem poliția. La Sfântul Pantelimon, cronologia a fost astfel. Pe 11 aprilie apare în presă scandalul. O asistentă spunea că între 4-7 aprilie au murit 17 pacienți de la ATI, acuzația fiind că aceștia au decedat în urma scăderii cu bună știință a dozelor de noradrenalină. Pe 13 aprilie, mai multe cadre medicale au fost audiate la serviciu omoruri. Trei asistente au dat declarații, printre ele și cea care a făcut sesizarea. Ce s-a întâmplat imediat? O anchetă internă a spitalului. Concomitent, o anchetă a corpului de control al ministrului Rafila. Concluziile? Foarte simple. Oamenii n-au avut zile, maică. Au fost decese care nu puteau fi evitate din analiza preliminară. Nu sunt până în momentul de față elemente care să susțină aceste acuzații, dar asta nu înseamnă că nu mergem în continuare. Asta era în aprilie. Rafila se culca liniștit seara, tocmai stabilise, decretase de fapt că totul e bine. Iar managerul spitalului îi desfăcea contractul de muncă Antoanete Elena Voicu, o doctoriță care a cerut verificări privind morțile suspecte de la secțiati și care a zis că nu e firesc ca asistentelor să li se pună pumnul în gură. 4 luni mai târziu vin procurorii și fac arestări, iar Rafila declară. Nu am de ce să demisionez. Da, bravo, boss, cum să-ți dai demisia? Ce ai omorât tu? Ce vreau să spun? Nu poți să nu vezi cum instituțiile de control ale statului și comisiile de anchetă din spitale ori ministere nu urmăresc aflarea adevărului, ci cum să termine mai repede, mai rapid anchetele și controlele și să spună, a, nu, nu era nimic. Se spărsese un bec, s-a speriat o asistentă și a căzut peste găleata cu mopul și de aici o mică busculadă, 20 de morți. Nu vorbim de un omor accidental sau de mal spus. Băi, Rafila, două asistente acuză doctor de crimă cu premeditare. Cred că era nevoie de explicații mult mai clare din partea ministerului și nu azi, ci atunci, în aprilie. Iar dacă ministerul consideră că cele două asistente mint, inventează, halucinează, păi atunci să le dea afară, să le facă plângeri penale. Cum altfel să mai aibă oamenii încredere în actul medical de acolo? Iar când societatea cedează nervos, cum se întâmplă acum, și se ajunge la isterie, vine corpul de control al prim-ministrului să controleze corpul de control al ministrului. Ceva de vis urât. Iar acum guvernul cere audit internațional, un fel de Eurovision medical. Cel mai cumplit în politică este să devii penibil. Probabil că ne întrebăm cu toții, bun, și ce se va întâmpla acum? Păi dacă asculți atent, România îți șoptește niște răspunsuri. Verdictul procurorilor după 7 ani de anchetă în cazul celor doi nou-născuți care au murit infectați cu nosocomiale la Iași e acesta. Fapta nu este prevăzută de legea penală. Nu verdictul în sine mă înfioară, ci că s-a ajuns la asta după 7 ani. 7 ani! În ritmul ăsta toată justiția noastră e un fel de judecată de apoi. De mult prea apoi. Timp în care trăim în această Românie morbidă care își bagă cetățenii în depresie. România descrisă azi de sintagma doamna cu coasa. Nu vă supărați, cei mai tineri pot aplica prin programul Prima Coasă? Cele două doctorițe de la Pantelimon ies din arestul preventiv? În naivitatea mea, aș dori ca instituția procurorului să fie infinit mai transparentă. Adică aș vrea să văd procurorul de caz vorbind public într-un astfel de dosar. O conferință de presă, pentru că altfel se preiau din referatul acela sintagme ca doamna cu coasa și totul se transformă într-un thriller emoțional. Sunt atâtea mărturii ale doctorilor care spun că sunt făcuți criminal de către pacienți, iar la Sfântul Pantelimon mai vin doar bolnavi care coboară acum din munți, fiind rupți de lume în ultimele luni. Cam cum e Iohannis așa. Adică pe bune, doctor criminal care ucid zeci de pacienți cu premeditare? Cineva e dus cu pluta grav în acest caz și ar trebui să aflăm foarte repede cine. Spune cine, cine. Ce mai fac sexicioșii? Da, cazul piticului bărboș și sexicios și a lui Neapieliță Sondorul. Iată ce spune Mihai Constantin,
purtătorul de cuvânt al guvernului. Cred că nu este un caz sistemic, ci este un derapaj moral și comportamental absolut reprobabil din partea unui individ. Așadar, sunt cazuri izolate. Hai să o lăsăm așa cum a picat. E un derapaj moral. Bă, mă lași! A derapat și a intrat în studente, a? O rezolvați cu casco până la urmă? Bineînțeles că nu e deloc așa. Ioana Moldoveanu, jurnalistă Snoop, scrie: hărțuirea și abuzul sexual nu sunt cazuri izolate în învățământul românesc. Sunt o problemă sistemică, iar pentru a-i arăta amploarea, am realizat în ultimii 2 ani, împreună cu Luiza Vasiliu și Andrei Petre, o hartă a abuzului în școlile, liceele și universitățile românești. Această hartă adună toate cazurile care au ajuns pe masa unui judecător între 2017-2023, dar și toate cazurile apărute în aceeași perioadă în presă, care de cele mai multe ori nu au fost cercetate nici de școala unde s-a petrecut abuzul, nici de poliție. Pe hartă figurează în prezent 303 cazuri și se actualizează cu fiecare caz nou. Ce mi se pare mizerabil! Purtătorul de cuvânt al guvernului nu e preocupat de o astfel de hartă și de mărturiile care se adună aici. Nu ia legătură cu jurnaliștii, nu pare intrigat deci de fenomen și de cât de amplu e el, ci se antepronunță ca să înțeleagă și cei care fac anchete că guvernul are următoarea părere. Piticul sexicios e un lup singuratic, la fel neapieliță. Am convingerea că marea problemă este de fiecare dată la instituțiile și la cei care le conduc. Mai specific, la felul în care ei se raportează atunci când apar probleme. Vedem că instinctul lor este să reducă totul la tăcere, să nu se inflameze treaba, iar nu să caute adevărul și ce putem învăța cu toții, oameni și instituții, din mizeriile care ni se tot întâmplă. Și da, cine doarme cu capul pe mizerii zicând că miros a câmp de viorele, trebuie să plece sau să fie plecat de alții. Mie îmi pare rău că România nu a beneficiat mai mult de prezența mea. Ci că să citești și o presa. Bilanțul cabinetului Ciolacu la un an de guvernare. Nu de alta, dar și-a anunțat omul candidatura. Mă rog, a citit 3 propoziții de pe prompter. Eu aici citesc mult, mult mai multe. Mamă, am dat click, am deschis articolul, ia zic să văd ce au făcut ăștia cu țara. Surpriză! Articolul e semnat de biroul de presă PSD. Cum naiba am ajuns în faza asta morbidă a democrației? În adevărul, unul dintre cele mai puternice branduri de presă de după 89 scrie PSD-ul, direct, cu semnătură, fără nicio marcare a textului. Atenție, publicitate, atenție, slugăreală, limbi, sclavageală, ceva, orice, astfel încât cititorul să știe că acest material de presă nu e de presă, ci e PR. Iată, puhoaie de articole despre cât de bun e Ciolacu, nemarcate ca fiind mozol. Mi-am zis, lasă-mă că-mi fac eu bilanțul meu, să nu mai stau după unul și altul. Uitați ce a ieșit. 1. PNRR-ul e cu crace în sus. Tranșa de bani din decembrie anul trecut e blocată și acum de UE, pentru că România nu și-a atins toate jaloanele din reforme. Spre exemplu, 2/3 din companiile de stat nu au șefi numiți prin concurs, ci puși interimari ca să poată să fie numiți politic de către miniștri. Exemplul perfect, CFR Marfă. Marilena Gubendreanu ocupă funcția de director general. Ea este licențiată în litere. 2. Deficit, mândria țării. Deficitul României în 2023 a fost de 6,6%, al treilea din UE, UE având o medie de 3,5%. Și uitați-l pe capabil. Sub nicio formă nu vom avea un deficit mai mare de 6%. Conform uzanțelor, el trebuie să fie cel puțin 0,5% mai mic decât 6,2 cât a fost anul anterior. Sub nicio formă. Uite că s-a găsit o formă până la urmă și cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut de 6%. Cu puțin bulan ajungeam la 7. Păi Nea Marcel e om de 6. 9, 10, premiant. Doamne ajută. În iulie trecusem deci de 4. La mai mare, sau cum se zice. Marcel Ciolacu are o inteligență peste medie. 3. Taxăm bogăția. Om de stânga, adevărat, Marcel. Revoluționar, idealist. Cred cu tărie că în România este nevoie de o taxă de solidaritate pentru tot ceea ce înseamnă avere acumulate pe fondul crizelor din ultimii 2 ani, prin profituri cu adevărat nesimțite. Declarația asta e din ianuarie 2023. Ce s-a întâmplat mai apoi?
a crescut TVA de la 5 la 9% pentru locuințele sociale, pentru alimentele eco și bio denumite delux, pentru panouri fotovoltaice, panouri solare termice sau alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență. De asemenea, pentru concerte și festivaluri, TVA-ul a crescut de la 5 la 19%. Abonamentul la sălile de fitness de la 5 la 19%. La fel pentru parcuri de distracții și evenimente sportive. De ce să crești taxarea la bilete de concerte, la abonamente de fitness sau evenimente sportive? Doar Ciolacu știe. Marcel Ciolacu are o inteligență peste medie. Asta faceți, mă, voi când plecați prin delta sau la munte? Vă măsurați inteligențele? Am luat bacalaureat, nu e nicio problemă. Am dat la facultatea de drept și n-am intrat. Era un copil de mijloc, ce să vă spun, adică a trecea clasa, nu știu ce, ne face de rușine că am dat mare. 4. Lupta românului cu evaziunea. Evaziunea. De ce bal s-a luptat cu ea? Mircea cel Bătrân, Ecaterina Teodoroiu, Serghei Mizil și toți concurenții de la Insula Iubirii. Fără succes. Ciolacu a declarat și el război evaziunii. Nici nu pot să vă zic ce a spus evaziunea când a auzit. ANAF-ul are nevoie de digitalizare după 30 de ani. Avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa. Avem cel mai mare gap de TVA. Gap de TVA, auzi? Așa se pronunță gap la Buzău? Gap? Gheboasă? Revenind, ce a făcut guvernul cu evaziunea? Au dezincriminat evaziunea până la 1 milion. Super! Legea asta a fost inițiată de un ostaș în fruntea țării. Uite, dacă aș avea banii lui Țiriac, cu asta aș pune panouri prin toată țara. Un ostaș în fruntea evazioniștilor. Nicu Ciucă și legea alături. Glumesc, dacă aș avea banii lui Țiriac. Eu nu mai am bani. Nu m-ați mai vedea pe aici comentând ce zic toți fraierii. 5. Angajările și privilegiile de la stat. Era răsculat rău Nea Marcel când a ajuns premier. Gata, bă, cu șmecheria. Astăzi se termină cu șmecheria. De astăzi s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. La fel ca toți românii. Și eu m-am săturat de ipocrizie. S-a terminat cu șmecheria. Șmecheria o să plece la muncă în Spania, că în România nu mai are loc. Pa, la revedere! Salariile cosmice de la ANAF, de la orice companie de stat, sunt tot acolo. Multe dintre ele peste 10.000 de euro pe lună. Bă, s-au și mărit între timp. Cât despre înghețările alea de angajări, s-au înghețat atât de bine, încât nicio lepră politică nu a fost dat afară. Au rămas înghețate în posturi pe bani buni. PSD nu s-a atins de niciun privilegiu al aristocrației de stat. A mințit Ciolacu, iar europenii știu că acest guvern minte. De aceea ne țin atârnați cu banii din PNRR. Am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să mint. Minți, bre, minți, minți. 6. Promisiunea făcută pentru Recorder. Materialul să-l ajutăm pe Marcel Ciolacu să-și țină promisiunea. Anume, limitarea sumei date de partide către presă și clarificarea legii. Câți bani merg și către cine într-un mod transparent? Dom'le, din banii de subvenție avem o sumă care merge la presă, o sumă care merge la salarizări. Am spus că împreună cu avocații n-am nici cea mai mică reținere de a avea discuții cu administrații acestor companii să venim detaliat cu aceste sume. Am foarte multe defecte, de obicei mă țin de cuvânt. N-a făcut nimic. Cumpără presă în continuare ca să fie prezentat ca un băiat competent, el fiind codroșul de dezastru. Când semnează Ciolacu ceva la guvern, ar trebui să primim cu toți roaler pe telefon. 7. Intrăm în Schengen terestru și intrăm fără viză în SUA. Un plan pentru ca până la sfârșitul anului să avem o aderare completă la Schengen, inclusiv terestru. Eu sunt ferm convins că în octombrie, cel târziu, nu o să mai avem vize cu Statele Unite. Viza voi. Asta e o veste. Nu prea cred. Doar un miracol ar putea schimba ceva până la finalul anului. Când vine vorba de miracole, Nea Marcel știe doar un miracol, ăla cu banii de la piept. Când îi curg bani de la sân, ar trebui mulți băiatul ăsta. Dă banii înapoi, banii! Ce e greu să dai banii înapoi! 8. Ciolacu a zis că românii câștigă cât câștigă europenii. Asta e minciună de aia groasă, minciună țeva, cu 3 straturi de nesimțire. Și am venit acum cu salariul minim pe economie în Europa, cu alte cuvinte, pentru aceeași muncă, aceeași plată.
Practic nu, practic minciună. Salariul minim european spune că salariul minim al unei țări UE nu poate fi mai mic decât jumătatea salariului mediu din țara respectivă. Nici de cum că salariul minim din România este salariul minim din Germania. Cam așa cu bilanțul. Marcel Ciolacu are o inteligență peste medie. Repetiți, 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 repetiți. Acest Rareș Bogdan ne spune deci că PNL promovează cartea lui Ciucă pentru că tâmpiții de români citesc prea puțin. El, un băiat cititor de prefețe, care a stat însă printre atâția împleticiți mental din politică, încât a ajuns să se creadă copilul din florea lui Iorga. De la Căseluș cu părul cret și Capra cu trei iez și de la aventurile lui Huckleberry Finn și Tom Sawyer, unii vor mai ține în carte, vor mai ține în mâna în sfârșit o carte. Da, Rareș Bogdan, arde superior și elitist, pozează în băiat citit, european și mare lider liberal. Doar că omul nu e nici pe departe atât de spălățel pe cât se vrea. Rareș Bogdan a fost coleg de facultate cu Eduard Helwig și amândoi colegi de masă, după cum vedem în poze, cu Hrebenciuc. Pentru cei tineri, PSD-istul Hrebenciuc e ce ar ieși dacă te-a pus să corcești o hienă cu multe milioane de euro. Orice tânăr cu o linguriță de creier și început de coloană vertebrală vedea în acei ani Hrebenciuc întruchiparea întunecimii PSD-iste. Nu și Rareș Bogdan, ori fostul șef al SRI, Helwig. Ei se gudurau pe lângă Hrebe, dacă ar fi avut cozi, dădeau din ele ca labradorii când se întorc stăpânii din concediu. Nașul de căsătorie a lui Rareș Bogdan este Sorin Roșca Stănescu, mare jurnalist în anii 90-2000, cunoscut drept Șantajul și Etajul, în sensul că faci mai mulți bani cu o anchetă ținută la sertar. Roșca Stănescu e colaborator dovedit al fostei securități ca poliție politică și a făcut pușcărie 2 ani pentru constituire de grup infracțional organizat și un an de închisoare pentru utilizare de informații privilegiate în dosarul Rompetrol. Urmați-mi exemplu și nu veți regreta. Iată apoi ce a însemnat Rareș Bogdan ca jurnalist la București. Rareș Bogdan îl întreba pe Gabi Oprea: cum facem cu țara asta, domnule general? Serenisime, excelență! Oprea fiind băiatul care îi turna în paharul lui Miron Cosma. Cu Oprea te sfătuiești doar dacă te-ai hotărât să-ți vin sufletul diavolului și vrei să-i dai și țeapă. Discuția a fost intermediată de Rareș Bogdan și mi-a spus: uite, cineva vrea să vorbească cu dumneavoastră. Și era generalul Oprea, care era foarte înfierbântat, foarte opărit. În toamna anului 2015, analistul politic Stelian Tănase, atunci director al TVR, a povestit cum Gabriel Oprea, la acea vreme vicepremier, l-a sunat de pe telefonul lui Rareș Bogdan. În acea conversație, Oprea i-a cerut lui Stelian Tănase să oprească difuzarea pe TVR a știrii despre plagiatul său. Deci Rareș Bogdan, marele jurnalist, intermedia un abuz la postul public. Vicepremierul punea pumnul în gură postului public prin intermediul lui Rolex Bogdan. Așadar, grup de interese, plasă de relații și bani. Rareș a servit pe oricine ca jurnalist. A prezentat Vanghelionul, adică a luat bani de la Vanghelie ca să prezinte Revelionul. Bani de care procurorii au zis că erau deturnați. Mă rog, ei toți erau niște deturnați. De la democrație, de la decență, de la orice normă a unei societăți sănătoase. Iată câteva momente care nu trebuie să lipsească din istoria rușinii la români. Îl salut pe omul care va rămâne în istorie. Eu îi doresc să ajungă europarlamentar, parlamentar, ministru, ce dorește domnia sa, dar el va rămâne foarte mult timp, pentru foarte mulți români, omul cu mâinile ridicate. Și Simion e jenat, ați văzut? Cred că numai maică s-a mai urase astfel de lucruri în viață. Zâmbea încurcat, călgâdirea are reșelul cu Rolex-ul. Ce spun, un ceas de 30 de euro la piață, meu. Doamne, e ceasul meu, uite, acum am altul. Mai ieftin e drept, nu e așa de sunt. Nu știu, ăsta cred că e vreo 10.000. Nu știu exact. Am ceasuri în declarația avere de 200 de mii, am câștigat mulți bani la realitatea. Dacă era chiciul probă olimpică, mai aveam și noi niște medalii de aur azi. Ar fi primit rare și o flotă întreagă de mașini de la Țiriac. Se pozează mereu cu biblioteci de cărți, dar nu are nimic împotrivă să gireze toți plagiatorii din partidul său. Ăsta e deci spălățelul Rareș Bogdan. În România totul e pulverizat. Cu cât ești mai nesimțit, ai șanse mai mari să devii vedetă, politician de anvergură, prim-ministru, ministru sau primar. Alt tip despre care se vorbește azi că ar fi un spălățel. Joana.
Cu Giona e cam așa. Se întoarce câte unul după 30 de ani în cartierul sărac din care a plecat și nu mai vrea să recunoască cine e. Bă, tu nu ești Gigi alu Bețivu? Ăla de vindea semințe la colț. A, nu, 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 eu sunt de la NATO. Bă, Gigi, tu ești ăla de-a căzut în cap de la etajul 2 și după aia omora pisici și scupea oamenii pe stradă. Nu, nu, mă confundați, eu acum am venit de la NATO. Aici, între Dragnea și Iliescu, își lansa candidatura pentru Cotroceni în 2009. De fapt, s-a dovedit a fi cel mai entuziast început al unui parastas politic. Ăsta era însă mediul lui Gioană. Hrebe, Dragnea, Iliescu, Năstase, Hiene, Șobolan, Lăcuste. Că unii zic acum, a, să vină domne tipul ăla de la NATO, ăla de se bate cu rușii. Come on. Excluși din PSD, Mircea Gioană și Marian Vanghilie își fac partid. După cea de-a doua excludere din PSD, Mircea Gioană a lansat împreună cu Marian Vanghilie Partidul Social Românesc. Atenție, nu puteam să-mi permit, că sunt un om inteligent, să încurc pe posibilul viitor președinte al României. Trei oameni într-un lift, practic. El, Vanghilie și încă unul. Cum naiba să te gândești să pleci la drum cu Vanghilie, iar oamenii onești din țara asta să te ia în seamă? Mă rog, în acest timp, Gioană nu a adunat voturi, ci ceasuri. Vanghilie i-a dăruit lui Gioană 3 ceasuri în valoare de 100.000 de euro. Procurorii au zis că Marian le cumpărase cu bani din mită. Pentru Mircea Gioană, astăzi au fost 3 ceasuri rele, în sensul că cele 3 ceasuri primite în dar de la fostul primar Marian Vanghilie au fost puse sub sechestru de procurorii anticorupție. Cadouri pe care le-am primit din partea unui fost coleg de partid sunt intacte. Gusturile mele în materie de podoabe de acest gen este total diferit. Ce poate fi mai ridicol decât să te cheme procurorii să dai ceasurile înapoi că sunt cumpărate din banii furați? Împreună am învins! Dar tu s-o arzi în timpul ăsta foarte miresic, așa, mă scuzați, vin de la NATO, vreau să salvez România. Alo, Mircea, vezi că ai urme de Sorin Ovidiu Vântu pe gulerul cămășii. Asistența pe zona economică îi dădeam eu împreună cu un alt grup de tovarăși. Un om oricât de deștept ar fi, nu le știe pe toate. Pe partea economică, evident, Gioană nu avea niciun fel de pregătire. Noi îi asiguram pregătirea pe partea economică pentru discursurile publice și mai ales pentru dezbaterea finală. Ăsta e marele secret al vizitei lui Mircea Gioană din noaptea de dinaintea alegerilor. Domnia sa venea aproape în fiecare zi pe la noi. Ca să înțelegem anvergura lui Gioană, da? Își face partid cu Vanghilie și învață economie de la Sorin Ovidiu Vântu. I-am spus că este malefic și ușor turbulent. Și v-ați dus la dânsul acasă. E ca și cum vrei să ajungi chirurg plastician și faci meditații cu Jack Spintecătorul. Iar consilierul de campanie în 2009, știți cine a fost? Mi-e și jenă să vă zic. Alde Ursula ne-a băgat în război, cheltuie aiurea banii pe armament, cu sancțiunile impuse regimului lui Putin a pus pe butuci economiile din Uniunea Europeană. Cosmin Gușă. Gușă care azi mozolește la Putin toată ziua. Și acum cu NATO. Că poate vă gândiți, mamă, s-a uitat NATO așa peste lumea civilizată și s-a întrebat pe cine să punem noi secretar general adjunct NATO? Pe cine? Pe cine? Ah, uite-l pe Mircea, un șomer capabil, freacă Duda toată ziua. Îi face Mihaela dragostea lui viața un calvar. Ia să-l angajăm. Ne, nu s-a întâmplat așa. Am semnat pentru numirea domnului Gioană, pentru că în acel moment, dacă nu-l nominalizam pe domnul Gioană și l-am nominalizat, că știu că este un profesionist. Oamenii, deci, care au marcat cariera lui Gioană, Vanghilie, Gușă, Sorin Ovidiu Vântu, Viorica Dencilă, știu, lipsesc perversul de pe Târgu Ocna și criminalul de la coafor. Eu am câștigat poziția de la NATO pe nume propriu, pe persoană fizică, pentru că sunt foarte bun la ceea ce fac. Însă ce face rămâne un mare, mare mister. Dacă mă întreabă presa, spui no comment. Da, alt spălățel ca și Rareș Bogdan. Doi tipi care au făcut un duș în grabă, s-au parfumat și vor să fie salvatori. Ne. Asta a fost pentru azi. Vă doresc dopamină la sticlă de aia de 2 litri. Dați like, share, comentați. Astfel puteți ajuta acest proiect. Vă las cu Mațe, ceea ce în acest context medical dubios sună cam ciudat. Vă rog să nu ignorați vorbele domnului Rareș Bogdan, care este șef, este foarte important, care ne-a spus că frica este cel mai puternic sentiment de pe pământ. O remarcă excepțională. Nu există un sentiment mai puternic decât frică. Nici iubirea, nimic nu e mai puternic decât frică. Nici durerea, nimic nu e mai puternic decât frică. Nu există un sentiment
mai puternic decât frică. Teama de moarte, teama de boală, teama de ridicol, teama de extraterestri, teama de diavol, teama de soție. S-a îmbătea nevasta. O spart cu televizorul în capul meu. De frică. Frica. O simt până și tigri. Frica. Uriașă forță. Forță. Dacă tigrilor le frică. Vă dați seama maimuțelor cât de frică le este? Da. Te face varză. Dacă Domnul e cu mine, de cine mă voi teme? Nu există un sentiment mai puternic decât frică. Nici iubirea, nimic nu e mai puternic decât frică. Nici durerea, nimic nu e mai puternic decât frică. O putere care s-ar putea întoarce într-o zi împotriva noastră. Trageți voi concluzia.